O victorie cu mari, mari, mari emoții. Da, era cât trece să producem o surpriză de plăcută. Asta noi am semnalat-o de la început, pentru că după meciu foarte bun de la Bistrița cu un Urcuș, vine aproape inevitabil un coborâș și am semnalat lucrul ăsta și am încercat să le trezim pe fete cât mai repede, pentru că ați văzut începutul a fost ezitant. E un lucru care a concurat la acest scor. Pe final de joc am avut câteva ratări, câteva mici bâlbite, le-am dat ocazia să meargă pe contraatac, am scris câteva goluri ușoare și atunci normal că ne-am făcut viața grea. Dar victoria este o victorie muncită și felicit întreaga echipă pentru efortul depus, mai ales că Zalău vine după o victorie senzațională împotriva CSM-ului și ele aveau un moral foarte, foarte ridicat. Și aș mai spune încă un lucru, probabil tinerețea le-a ajutat să fie mai proaspete după meciul de duminică și poate toate astea au concurat către un meci pe care l-am câștigat și e foarte bine că am făcut asta. Cântărește mult faptul că nu aveți practic rezervă? Absolut, absolut și gândiți-vă că avem 7 jucătoare de când care duc, au dus greu la meciul de la Bistrița și duc și l-au dus și pe cel de astăzi și probabil și sâmbătă duminică cu italiencele va fi în aceeași poveste. Cum credeți că va fi sâmbătă și duminică? El înțeleg că trebuiau să ajungă azi, n-au mai ajuns. Da, așa știam și eu că trebuia să facă deja primul antrenament astăzi. Nu cunosc date. O să fie două meciuri pe care trebuie să le câștigăm, fără doar și poate. Sperăm ca măcar în IHF Cricova se poate să joace. Ana, victorie cu mare emoție. Da, într-adevăr, o victorie cu foarte mare emoție, o victorie muncită, o victorie pe care ne-am dorit-o din tot sufletul și ne bucurăm că a venit. Mai credeați atunci când ele aveau știință golul de amas, să puteți reveni? Sincer, eu nu mi-am pierdut deloc încrederea. Am știut că vom reveni, că vom câștiga acest meci. Ce v-au spus la pauză antrenorii? Ce să ne spună? Indicații tehnice, ne-a spus că trebuie să luptăm, nu trebuie să cedăm. Am avut momente în care ne-am relaxat, dar mă bucur că am reușit să revenim, fiind, după cum ați văzut, un lot destul de restrâns. Două victorii în primele două etape cu echipe din Ardeal, vă așteptați la acest start? Ne așteptam să dăm tot pe teren, ne așteptam să jucăm bine și ne bucurăm din suflet că am reușit să luăm și aceste puncte. Acum vin două meciuri de antrenament cu italiencele sau va fi greu? Nu cred că vor fi de antrenament, trebuie să luăm foarte în serios aceste meciuri. Nu avem foarte multe indicații în legătură cu această echipă, dar vom vedea și cu siguranță trebuie să dăm totul pe teren. Am văzut înfrângerea lor și la 20 de goluri. Nu contează, nu trebuie să luăm adversarul de sus și trebuie să ne batem în teren. Obiectivul este să vă calificați în grupe? Da, în Europa, vorbim. Cu siguranță, acesta este obiectivul. Domnule profesor, concluziile după acest meci nebun, ați condus cu 4-5 goluri, ați pierdut la un gol, însă ați fost aproape de egal. Am fost aproape de egal, probabil că s-ar putea și termina, dar asta e, nu s-a întâmplat, iar pe ceea ce a jucat Craiova repriza a doua și la efortul care l-a făcut, merită victoria. Sunteți ascuns de mulțumit pe parcursul de reprize pe cineva, în special? Normal, sunt greșeli impardonabile la jucătoare care sunt totuși plătite pentru munca asta și atunci e normal să ne manifestăm ca atare. Mă refer și la arbitraj, nu știu, credeți că s-a pus presiune după meciul cu ce să ne bucurăm? Nu mă interesează arbitrajul, nu mă interesează. Ei sunt lumea lor și au lumea lor, nu mă interesează arbitrajul. Ați avut 4-5 goluri de avans, nu s-ați pierdut pe acest meci. Din păcate nu am știut să gestionăm avantajul avut, în loc să avem răbdare, ne-am grăbit, am ratat din unele situații clare și am pierdut ușor mingea în atac. Puteți egala acum pe final? Am egalat, dar din păcate nu am reușit. Trebuie să învățăm din acest meci pe viitor să știm să gestionăm mai bine avantajul avut.